Campion, cu farul, Hagi spune că are doar 500 de euro salariu. Revine în Europa după dezamăgirea cu Șerif. Hagi a fost criticat de mulți după ce a fost eliminat din ligă de Șerif Tiraspol. Bugetul la echipa mare a fost de 2 milioane și jumătate. Este un buget de o echipă de care să scape de la retrogradare sau cei din divizia B. Și noi am luat campionatul. Eu ca persoană, minuni nu poți să faci în fiecare zi sau faci la o dată la un an. Eu cu 500 de euro salariu. Și bonusuri, mi-am luat bonusurile care le-am avut în contract, dar să vedem clubul dacă are banii să-mi dea, dacă nu depășim bugetul. Chiar dacă a ieșit din ligă, pe farul o așteaptă campioanele din Armenia și Estonia în drumul spre grupele Conference League. Două meciuri foarte grele, jucăm la fel cu echipe campioane care sunt campioane în fiecare în țara lui. Nu știu dacă s-a instaurat o atitudine arogantă, dar cu siguranță nu putem fi fericiți, mai ales că am ieșit din Champions League.